Neluța bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici. Audiție plăcută! Fata din metrou, de Iulia Ichin. Nicolae Grigorescu, o stație de metrou, într-o dimineață friguroasă de ianuarie. Violonista, o fată de la un liceu de muzică din București, a cântat 3 piese de Bach, timp de 45 de minute, interval în care aproape 600 de oameni au trecut prin stație, majoritatea în drumul lor spre locul de muncă. Am stat și am admirat-o cu cât suflet putea să cânte. În mintea mea erau 10 de întrebări, ce nu-și găseau răspunsuri. Avea probleme în familie? La școală? După 3 minute, un bărbat de vârstă mijlocie observă existența fetei, încetinește și se oprește pentru câteva secunde înainte de a-și relua grăbit drumul. După 4 minute, fata ce cânta la vioară primește primul leu de la o femeie care îl aruncase fără a se opri din mers. Am cronometrat fiecare persoană care se uita la ea, foarte mirată, dar nimeni nu a îndrăznit să o întrerupă din cântat. După 6 minute, un tânăr se oprește să o asculte, sprijinându-se de un stâlp. Mai apoi se uită la ceas și reia drumul pe care pornise. Mare emoție am avut, crezând că vrea să-i facă rău, dar nu a fost așa. Tânărul, la plecare, a clătinat ușor din cap, uitându-se în sus. După 10 minute, un copil de 4-5 anișori se oprește să asculte muzica, dar este repede tras de mama grăbită. În cele din urmă, mama insistă și copilul își continuă drumul, întorcându-și neîncetat capul spre fata cu vioara. Ce tare m-a durut gestul făcut de mama copilului! Sunt mamă și am înțeles mesajul, dar privești cu ochi goi și neputincioși scene zilnice. Același lucru se petrece și cu alți copii, dar fiecare părinte, fără excepție, își forțează copilul să meargă mai departe. În cele din urmă, fata cu vioara m-a observat. S-a uitat fix la mine și a cântat mai departe și eu, timp de 45 de minute, am admirat-o, am apreciat-o și nu m-am mișcat din acel loc. După 45 de minute, doar 6 persoane se opresc și o ascultă pentru puțin timp. Aproape 20 îi dau bani, dar fără a se opri. Fata cu vioara strânge în tocul viorii 32 de lei. În cele din urmă, o tânără o recunoaște, era colegă de liceu cu ea. De fapt, fata este una dintre cele mai mari violoniste din liceu. M-am apropiat cu sfială de violonistă. Mi-am cerut scuzele de rigoare și am felicitat-o, urându-i succes, sănătate și tot ce își dorește. Și am întrebat-o, dacă nu sunt indiscretă, pot să o rog ceva? Desigur, vă rog,
Ce s-a întâmplat? Ce probleme ai?" S-a uitat în ochii mei. A uftat. "Da, e greu de descris în cuvinte. Și oamenii nu mă înțeleg, dar sunt sigură că dumneavoastră m-ați înțeles. Am un frate mai mic și trebuie să meargă la un spital în afara țării pentru un transplant de măduvă. Știți, pot să vă mulțumesc pentru răbdarea și timpul dumneavoastră pe care l-ați petrecut alături de mine." "Nu, eu trebuie să-ți mulțumesc, pentru că m-ai făcut să înțeleg multe aspecte ale vieții." Această poveste este o poveste adevărată. Încearcă să te gândești mai bine, să privești mai atent și sigur vei descoperi ceva ce merită recunoștința ta. Dacă nu reușim măcar pentru o clipă să apreciem frumusețea uneia dintre cele mai de seamă muzici scrise vreodată în interpretarea unei fete ce purta suferința frățiorului ei în acel toc de vioară, mă întreb dacă bunul Dumnezeu ar fi fost în locul fetei cu vioara, câți s-ar fi oprit din drumul lor? Odihnă plăcută, dragii mei, somn ușor.